Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți, fraților și surorilor și iubiți prieteni și iubiți copilași, Domnul să vă binecuvinteze, ați cântat tare frumos. În seara aceasta, pe lângă ceea ce s-a vorbit și s-a adus înaintea noastră, înaintea dumneavoastră, aș vrea și eu să aduc câteva gânduri din Scriptură, din textul acesta, din Luca, din capitolul 2, de la 41 în jos, despre copiii pierduți în și din casa lui Dumnezeu. Există copii care se pierd înăuntru și sunt copii care ies, se duc în lume și ne interesează foarte mult. Bineînțeles, e o aplicație practică a acestui text, pentru că s-a întâmplat ceva. Pe lângă faptul și teza asta care o emit foarte mulți cercetători ai Bibliei referitoare la conștiința de sine a lui Hristos, cum că la vârsta de 12 ani el a știut un lucru, că tatălui nu se numește Iosif, da? Ci tatălui se numește Dumnezeu. A știut, a conștientizat lucrul acesta. Și bineînțeles, amintiți-vă la nunta din Cana, el a vorbit cu mama lui cu respect. I-a spus, ce am eu a face cu tine, femeie sau doamnă? Pentru că atunci și-a început lucrarea pământească și din punct de vedere pământesc, din punct de vedere material, fizic, oricum ar fi familial, el nu mai avea nicio datorie față de mama lui. Ori aici conștientizează că tata din ceruri, așa spun unii, tata din ceruri, Dumnezeu, Dumnezeu tatăl e tatălui și nu Iosif, tâmplarul, și dincolo realizează foarte clar că el s-a desprins de mama lui și înțelegem lucrul acesta. Dar haideți să ne întoarcem la textul nostru în capitolul 2 din Luca și să observăm câteva lucruri. Cum se pot pierde copiii în casă sau din casa lui Dumnezeu? Cum îi putem noi pierde? Pentru că e o provocare foarte mare, provocarea aceasta pentru familii. Ne facem scenarii în mintea noastră, ne gândim, copiii noștri cresc, se duc la grădiniță, se duc la școală, pleacă la facultate, își caută un loc de muncă. Poate că există provocarea unei plecări din Cluj, să meargă în altă parte, poate în altă țară, să-și câștige existența, poate că se căsătoresc. Și să știți că inima unei mame rămâne leagănul copilului ei până când mama pleacă din viață. Toată viața o mamă rămâne mamă și chiar dacă copilul ei are 40 sau 50 sau 70 de ani, am întâlnit copil de 70 de ani și îi trăia mama, îi trăia tata, da? Aveau către 90-100, așa a binecuvântat Dumnezeu, dar mama a rămas și rămâne mamă și problema noastră și provocarea noastră este a copiilor pierduți în sau din casa Domnului. Ce s-a întâmplat aici? Priviți ce spune versetul 41. Părinții lui se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paștelor. Erau de fapt trei sărbători principale pe care evreii aveau datoria să le frecventeze. Dacă nu puteau la toate trei, atunci era lege. La sărbătoarea Paștelor trebuiau neapărat să participe. Că mai mergeau și la Rusalii sau la sărbătoarea corturilor, era extraordinar. Dar dacă nu puteau să participe la celelalte două, 100% la praznicul, la sărbătoarea Paștelor trebuiau să participe. Și uitați-vă versetul 41. Tata și mama a lui Iisus, din punct de vedere pământesc, Maria și Iosif, se duc la Ierusalim, se duc în fiecare an. Și s-a întâmplat ceva. Și-au dat seama la un moment dat că nu mai este Iisus lângă ei. O să vedem imediat puțin niște chestiuni de detaliu, de context, să vedem de ce pruncul Iisus sau tânărul sau copilul Iisus nu mai era lângă ei. De ce? Dar s-a întâmplat asta, nu mai era lângă ei. Și-au trebuit să-l caute.
Și s-au dus cale de o zi și apoi după 3 zile, deci au durat 4 zile până l-au găsit și l-au redescoperit, l-au regăsit în templu. În templu era în mijlocul învățătorilor, vorbea cu ei din Scriptură, le punea întrebări, îi asculta și atunci, bineînțeles, are loc această vorbire, acest schimb de vorbe între ei. Și părinții îl întreabă, de ce te-ai purtat așa cu noi? Te-am căutat cu îngrijorare. Și el le spune, nu știați că trebuie, era un alt trebuie din viața Domnului Hristos, trebuie să fiu în casa tatălui meu. Și apoi se întoarce acasă la Nazaret, este un copil supus, ascultător, un copil care creștea în înțelepciune, statură și era plăcut. Dar dincolo de această imagine, de această povestioară frumoasă de altfel, da, care ne dă de gândit, dincolo de ea, haideți să vedem situația copiilor noștri pierduți în sau din casa lui Dumnezeu. Am citit niște statistici, 3 din 10 copii, 3 din 10 adolescenți, 3 din 10 tineri nu se mai regăsesc în casa lui Dumnezeu, în biserica tradițională. E mult, e puțin, eu zic că e foarte mult, 30% dintre ei și probabil că e o statistică blândă. Există alte zone geografice în care pur și simplu nu se mai regăsesc în casa lui Dumnezeu. De ce? De ce? Și să știți că vina, o mare parte din vină stă pe umerii noștri, ai părinților. Mă uit aici în textul nostru și haideți să extragem câteva învățături. Să vedem cauzele de ce Iisus a fost pierdut, de ce copiii noștri se duc sau nu-și găsesc plăcerea în Biblie, în biserică, în cântarea de laudă și în ceea ce facem noi, în închinarea noastră. Acum, în paranteză fiind spus, vreau să vă spun că și eu când eram copil, îmi plăcea în biserică, în casa lui Dumnezeu, îmi plăceau cântările, dar când venea fratele Simeonuc să predice, mă plictiseam tare mult. Pentru că vorbea mult. Și vorbea așa, sacadat, și vorbea încetuc. Mai târziu a început să-mi placă, eram copil și mă plictiseam. Eram copil, mie îmi trebuia ceva, nu știu, altceva, pentru că eram în... Dacă venea să zicem, fratele Kerekeș din Turda, de el încă îmi plăcea. Pentru că fratele Kerekeș mai folosea câte o întâmplare și cu asta mă prindea și atunci îmi plăcea, să-l ascult. Dar pe Simeonul nu prea, el era numai Biblie, Biblie, Biblie. Și într-un fel e mai bine să ai numai Biblie că riști să greșești altfel. Dar mă întorc. Haideți să vedem o cauză pe care părinții Domnului Hristos au trăit-o, au avut-o în viața lor și din cauza asta, a fost prima dintre 3 cauze, am găsit eu aici, da? Și din cauza asta, pruncul Iisus, oricum era o 4-a cauză și asta era voia Tatălui și el trebuia să fie acolo, da? Haideți să o luăm omenește, firește și să ne regăsim în textul nostru. Versetul 42. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim și uitați-vă prima cauză, rutina, după obiceiul praznicului. Adică, mă duc la biserică, iau pe copii, băi, e duminică dimineața, trezește-te, îmbracă-te repede, fugim la casa Domnului. Gata, te duci, e seara, la casa Domnului, du-te la școală, du-te acolo, vino înapoi, fă cu tare. Și imediat intrăm într-o rutină, da, în fiecare zi din săptămână, în zilele lucrătoare, copiii noștri merg la școală, vin acasă și duminica îi de mers la biserică. Dar de ce? Pentru că așa merge tata, acolo merge mama, așa face tata și mama și dacă așa fac ei, atunci și eu mă duc și asta este. Copilul nu trebuie să rămână la ideea asta, un obicei, o rutină. Uitați-vă, obiceiul praznicului, rutina praznicului. Spunea cineva, rutina creează rugină. Și asta e vorba, dacă vreți, și pe plan spiritual. Atunci când eu vin la casa lui Dumnezeu, că așa a obișnuit tata și mama și pe mine m-a obișnuit tata și mama să vin la casa lui Dumnezeu, risc să mă pierd în casa lui Dumnezeu sau cei mai rău, poate în afara casei lui Dumnezeu. Și atunci privim aici, da, rutina, obiceiul, că mă duc, ei se duceau odată pe an, că așa era obiceiul.
Eu mă duc o dată pe săptămână, că așa este obiceiul, sau poate unii merg numai o dată pe lună, că așa obișnuiesc ei. Am întâlnit și seraliști care merg numai seara. Am întâlnit și oameni care merg o dată la 3 luni. Am întâlnit în bisericile noastre oameni care merg numai la sărbători. Am întâlnit tot felul de oameni. Și asta, vă dați seama, creează o rutină. Și copilul meu, dacă mă vede că mă duc și nu mă mișcă nimic în casa lui Dumnezeu, copilul ăla se pierde. Vă spun sincer, am fost copil ca și voi, ca și ăștia care sunt aici, ca și copilașii noștri. Și prima mea experiență reală cu Dumnezeu a fost în câmpia Turzii, la subsolul acela pe care curgeau transpirațiile și grasia pe pereți, în momentul în care se cobora Duhul Sfânt peste adunare. Și era mișcată adunarea și frații zbucneau în cântări de laudă unii, în timpul rugăciunii cântau în alte limbi, în timpul rugăciunii alții plângeau, vedeam cum curgeau, uite așa, lacrimile. Dar cel mai tare m-a marcat la un moment dat, rugăciunea tatălui meu tremura și m-am dus să văd de ce tremură. Și când l-am atins, din el parcă ieșea curent electric. Am știut că Dumnezeu s-a atins de el și îl mișcă Duhul Sfânt, nu se putea controla. Așa era de prezent Duhul Sfânt în adunare. Atunci am știut că Duhul Sfânt e acolo, că Dumnezeu există și că merită să te duci la casa lui Dumnezeu. Fraților, haideți să o luăm mai serios și să nu venim de rutină la casa lui Dumnezeu. Să nu venim că așa e obiceiul. Să nu venim numai să stăm în bancă și să stăm liniștiți și să ascultăm și să mergem acasă. Mergeți acasă și întrebați pe copii ce s-a predicat, ce s-a vorbit. Actualizați în mintea lor ceea ce s-a vorbit la casa lui Dumnezeu. Pentru că altfel riscăm să ne pierdem copiii. Mergem mai departe. A doua cauză. Neglijența. Versetul 43. După ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. În altă traducere, fără ca ei să observe acest lucru. Neglijența. Acum, trebuie să precizăm iarăși un lucru extras din contextul vremii de atunci, contextul cultural iudaic. În iudaism, spune Talmudul că la vârsta de 12 ani, copilul era considerat copil matur. Atenție, deci nu zic om matur. Omul matur era de la 30 de ani în sus, da? Copil matur, așa era numit. Și copilul ăsta putea să meargă de acum, de la 12 ani spre 13, până la capătul vieții, da, putea să meargă și să lectureze legea în sinagogă. Îi se dădea voie să ia cartea legii și să o citească în casa lui Dumnezeu. Și nu era lucru simplu, era lucru mare lucrul acesta. Ori Domnul Hristos, ca un semn, nu? La vârsta de 12 ani, conștientizează că El poate să vorbească din lege. Poate, și acum gândiți-vă, fraților și surori, dacă la 12 ani a ajuns copilul acesta să meargă și să vorbească din Biblie, din Scriptură, de câte ori credeți dumneavoastră că a citit el Biblia împreună cu tata și cu mama? Vedeți? E foarte importantă citirea Bibliei în familie. Dar mă întorc. Cauza numărul 2. Neglijența. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Am întâlnit părinți foarte neglijenți, foarte, și așa de tare mă întristesc când văd părinți de genul acesta. Păi, zice, noi ne rugăm, copiii unde sunt? Este cântarea aceea, ești în casa lui Dumnezeu, nu, ești pe calea mântuirii, dar copiii unde sunt? Era o cântare, o cântau bătrânii când eram copil. Și el stă și se roagă, nu, și la biserică, nu, și predică, sau predică online, și până el predică online, îi dă telefonul la copil, sau până el predică, sau până el cântă, poftim copile, ia telefonul și navighează unde vrei tu. Ce e asta? Neglijență. Adică eu mă îngrijesc de sufletele altora să se zidească biserica prin cântarea mea, prin predica mea, prin slujirea mea. Dar îmi bat joc de copilul meu și sunt neglijent cu sufletul lui. Exclus, fraților, exclus. Uitați-vă aici, priviți în versetul 43.
părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Ce? Că Iisus a rămas. Dar se poate așa ceva? Da, se poate, se poate. Și iarăși vreau să amintesc următorul fapt. Versetul 44 spune, au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie. Ce se întâmpla? Atunci când se duceau evrei spre Ierusalim, gândiți-vă dumneavoastră, pelerinajul ăla atâta era de mare, 250.000 de miei trebuiau să fie sacrificați la Paște. Păi gândiți-vă, erau cel puțin 250 de familii, asta înseamnă 500.000 de tată, mamă, nu? Plus copii, erau undeva peste milion, poate la 2 milioane de pelerini, plus că veneau ăștia care veneau din alte țări să vadă cum se închină evrei. Și era un pelerinaj în care trebuiau toate lucrurile să se deruleze în chip organizat. Adică, era grupa bărbaților, da? Erau rabinii aceia maestoși cu bărbile alea mari care se duceau în convoi spre Ierusalim. Cu ei erau capii de familie, erau acolo și se duceau pe seminții, se duceau spre casa lui Dumnezeu. Bărbații se duceau cu grupul bărbaților, era grupul femeilor. Și din loc în loc, în special când venea seara, pentru că ei mergeau pe jos cu măgărușul sau chiar cu picioarele, da, pe destru, și când ajungeau seara într-un loc, toți care erau dintr-o familie anume, își dădeau întâlnire, spune, noi, familia cutare, ne întâlnim acolo. Și aveau un loc de tabără unde stăteau, înoptau și mâine, cum ar fi dimineață, porneau mai departe. De aceea, spune Biblia aici, mama s-a gândit, păi pruncul sau copilul, că nu era prunc, copilul cu tata. Tata s-a gândit, e cu mama, în convoiul al femeilor. Mama gândea, nu, că e sigur, și copilul nu era nicăieri. Și ei se duc așa, nu, merg cale de o zi, că aici imediat vin unii și interpretează versetul 44, băi, dar oamenii ăștia, mă, pierduți, au putut să fie o zi întreagă să nu-și dea ei seama că Iisus nu-i cu ei. Păi uite de ce. Tata era, Iosif era cu grupul bărbaților și Maria era cu grupul femeilor. Și atunci, bineînțeles că n-au putut comunica decât seara când s-au întâlnit în locul de tabără. Și când s-au întâlnit, unde e Iisus? Nu știu. Păi eu am crezut că e cu tine. Vai, și eu am crezut că e cu tine. S-au dus pe la rudeni, în grupul acela mare, unde au rămas pentru noapte. Măi, nu l-ai văzut? Nu, 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 nu. Și s-au speriat, normal. Și-a trebuit să se întoarcă în Ierusalim. Dar priviți cauza numărul 3 a abandonului bisericii. Cel puțin să știți, dacă copiii ăștia nu iubesc biserica, nu au aici și aici, câțiva ani și-au plecat. Dacă Dumnezeu nu face operația aici și aici, ca să rămână în biserică, să-L iubească pe Dumnezeu, se duc, pleacă, se duc. Dar dacă Domnul vine prin Duhul Sfânt și își pune pecetea pe viețile lor, dacă la unul din ei Domnul îi pune pe inimă o dragoste de cântare, de poezie, de slujire, imediat e câștigat pentru Dumnezeu. Domnul se binecuvinteze pe copiii noștri. Dar vedeți, cauza numărul 3, au crezut că prejudecata. Deci spuneam rutină, da? Neglijență și prejudecată. Și astea sunt problemele noastre. O mamă s-a dus în familia ei, i-a plăcut tare de copil că a fost cu minte și a zis către el, bă, zice, eu am în casă un înger. Dar copilul a zis către ea, mamă dragă, zice, la înger nu le pică dinții, zice, mie mi-o pica dinții. Vedeți, avem niște copii la care le pică dinții. Și spunea Mark Twain odată, zice, copilul tău după ce trece de vârsta de 6 ani, zice, încep să-i scadă aripile, să-i pice penele și ar trebui băgat într-un butoi până după 18 ani. Că zice, numai prostii face. Asta a zis-o un scriitor american. Da. Și nu e adevărat, nu e chiar așa. Că sunt și copii buni, am întâlnit, am fost astăzi la un botez, la un băiat, i-am întrebat pe părinți, măi, cum a fost? Bun, copil extraordinar, extraordinar. Toți copiii sunt buni, numai unii sunt mai energici, să știți. Așa, ăsta e adevărul, toți copiii sunt buni.
Pentru că așa îi face Domnul, îi face buni, copii buni. Dar problema noastră este nu cumva să avem prejudecăți față de ei și să-i considerăm că deja născuți din nou, asta nu e adevărat, că deja s-a botezat de Domnul, dacă au o voce frumoasă, aia nu înseamnă ca ungerea Duhului Sfânt. Și atunci noi trebuie să luptăm ca să-i integrăm în biserică și în lucrarea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Deci, vedeți, sunt trei cauze pe care le-am extras din text. Rutină, neglijență, prejudecată. Uitați-vă, efectele o iau general, căutând în Biblie, dacă vreți, nu în textul nostru, pentru că Hristos Domnul, clar, clarificăm, n-a fost un pierdut în casă sau în afara casei lui Dumnezeu. Ei l-au considerat pierdut, el nu era pierdut. Dar efectele cauzelor ăstora, copiii noștri se pierd, un autor creștin a numit trei tipuri de pierduți, vagabonzii, exilații și risipitorii. Copiii care îi numea el vagabonzii, pierduții, ăștia știți cum spun, până la urmă, când oricum ajung la o vârstă a deciziei, merge mama și îl întreabă, măi copile, uite, se botează cu tare, nu vrei și tu să te botezi? Ce cred în Dumnezeu, dar nu mai cred în biserică, nu mai cred în predicatorul cu tare, nu mai cred în cântărețul ăla, nu-mi place, dar în Dumnezeu cred. Asta e un fel de vagabond, merge prin lume, mai vine în biserică, iară merge, iară vine, vedeți? Vagabonzii. Efect, ăsta e efect. Dacă eu aș fi un model pentru copilul meu, ar fi altceva, ar fi extraordinar. Exilații, exilații. Există insula plăcerilor, nu? Ați citit Pinocchio sau cel puțin desenele, cred că le-ați văzut, nu? Unde-o mers Pinocchio de-o crescut urechile, știți? În insula plăcerilor. Și copiii exilați, insula plăcerilor, nu? Insula culturii, insula comorilor, acvariul Nemo, vă spun acum câteva de astea care vă plac vouă, da? Jungla lui Simba, nu? Exilații, ăștia sunt exilații. Și imediat e foarte greu să-l iei din fața calculatorului, nu? Sau din fața ecranului când el vizionează ceva și să-i spun mergi la biserică. El zice, bun, mă duc la biserică, dar mă uit pe telefon. Păi nu-i voie. Ba eu vreau, ba nu-i voie. Și imediat aici apare tensiunea. De ce? Pierduți, pierduți în casa lui Dumnezeu. Alții-s pierduți în afară. Ăștia sunt exilații. Sunt exilații. Și când te întâlnești cu câte unul de ăsta, știți cum zice? Cum pot să-l împac pe Dumnezeu și cultura? Cum pot să împac lumea în care trăiesc, nu? 5 zile pe săptămână cu prietenii mei, cu anturajul meu și ziua aia în care mă duc la casa lui Dumnezeu 2 ore, 3 ore, 4 ore, ziua aia să fie cumva în înțelegere, să se plieze cumva pe experiențele mele pe care le am împreună cu copiii, cu colegii mei. Și atâta de mare discrepanța, ei la un moment dat exilați, ca și Robinson Crusoe, sunt exilați. Apoi, risipitori, ăștia sunt cei mai periculoși căzuți, să zic, da, sau pierduți. Ăștia nu mai cred în Biblie, spun că Biblia e o poveste, tot ce citești în Biblie e numai povești, ăștia cred în anturaj. Ăștia cred în consumul de informație, ăștia cred în tot ceea ce nu-i biserică, numai în asta cred, pentru că au ajuns fi risipitori. Îl avem pe fiul risipitor din Luca 15, îl avem pe Dima care s-a dus și l-a părăsit pe Dumnezeu, îi avem pe risipitorii noștri. Dar mă întorc în text. Cum putem rezolva problema, da? Că, ok, am înțeles, rutină, neglijență și prejudecată, asta creează până la urmă o pierdere, o îndepărtare de casa lui Dumnezeu, apar copii vagabonzi care vin și nu vin la casa lui Dumnezeu, copii exilați care sunt în biserică și se gândesc și să știți că eu am trecut pe aici, pe unde treceți voi. Mă duceam la casa lui Dumnezeu când eram copil
Și m-am abătut de câteva ori pe la un vecin acolo lângă casa lui Dumnezeu din Câmpia Turzii, da? Și mă uitam la desene, erau desene și filme așa, mă uitam la Bambi și la tot felul. Mă duceam acolo, mergeam după aceea la biserică și întrebam pe cei care ieșeau din biserică, ce s-o predicat astăzi? Aia, bun, mergeam acasă. Băi, ați fost la biserică? Da, ce s-o predicat? Aia, tot știam ce s-o predicat. Dar noi veneam de la film, veneam de la desene, acasă. Până a prins mama ideea și ne-a rezolvat. Ne-a interzis să mai mergem acolo. Dar am trecut pe acolo și știți care era treaba în mintea mea? Pentru că mintea ta e ca o sugativă. Mintea ta e ca un burete care absorbe informația. Eu stăteam în biserică și mă gândeam la Bambi. Ai, ce-a făcut, cum a fugit pe acolo și pe acolo. Aveam imaginile aici în minte. Frații predicau de nu știu cine eu cu Bambi, cu nu știu ce, cu filmele. Vă pot spune mai multe, da? Astea erau aici, în mintea mea. Și asta era o mare problemă a mea. Uitați-vă, pierduți, eram pierdut, eu am fost pierdut. Și cel mai grozav pierdut, el care e exilat, e pe insula lui și o gândește, da, cu trupul e aici. Ăsta e un exilat. Și ăsta sunteți voi, unii dintre voi. Haideți să vedem cum rezolvăm problema noi, părinții. Versetul 45. Nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim. Fraților, prima noastră rezolvare este întoarcerea la Ierusalim. Întoarcere la prezența lui Dumnezeu. Întoarcere la puterea Duhului Sfânt. Întoarcere la râul care curge de sub tronul casei lui Dumnezeu. Întoarcere la cuvântul Scripturii. Întoarcerea părinților, să știți. Și spune Maleahii că înainte să lovești țara cu blestem, dacă se întorc părinții și inima părinților se întoarce spre copil, că asta până la urmă, întoarcerea, când te întorci în Ierusalim, tu trebuie acolo să-ți găsești copilul, dacă nu-l găsești, caută-l și adu-l înăuntru, pentru că trebuie inima să se întoarcă la inimă, ca să poată Dumnezeu să dea biruință. Doamne, cercetează-ne! A doua rezolvare, căutarea cu atenție, versetul 48. Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Important să știți. Uită-te unde a căzut copilul tău. Uită-te ce anume i-a provocat o anumită cădere. Aici în cor a fost odată un tânăr și i-a zis un dirijor, urât, zice, tu cânți fals. S-a dus și nu a mai venit în casa lui Dumnezeu. Pentru un cuvânt, că i-a zis, tu cânți fals. Du-te și caută-ți copilul și vezi unde a căzut. Uitați-vă, eu și tatăl tău te-am căutat cu îngrijorare, cu mare atenție, așa trebuie să-i căutăm noi. Și al treilea lucru, versetul 49, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu, ne sună tot nouă, o credință a părinților, eu știu că fiul meu, fiica mea, copiii mei, trebuie să fie în casa Domnului, trebuie să fie mântuiți. Și nu mă interesează, postez, mă rog, strig la Dumnezeu, îi caut, îi câștig, îi aduc. Ei trebuie să fie mântuiți. Nu trebuie să ajungă în iad. Copiii mei trebuie să fie mântuiți. Asta înseamnă credință. Și-a fost părinte, fraților și surori. Stătea pe patul de moarte și-a venit lângă el 7 copii. Și-a zis, nu vreți să vă pocăiți? Nu, tată, nu ne pocăim. Și tata a scos un oftat și a zis, boul își cunoaște iezlea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște și a murit. Astea i-au fost ultimele cuvinte, dar cu lacrimi. Și copiii dintre ei 5 s-au pocăit, lângă sicriul lui taică s-o plângeau 5 copii. Noi ne-am pocăit acum că l-am auzit pe tata cum a vorbit. Fraților, surorilor, dacă vrem să ne întoarcem copiii în casa lui Dumnezeu, mai întâi ne întoarcem noi acolo unde trebuie, apoi căutăm cu atenție unde s-a făcut greșeala și apoi credem din toată inima, copiii mei trebuie să fie mântuiți. Amin? Doamne, cercetează-ne! Și uitați-vă până la urmă ce minune poate să facă Dumnezeu. S-a coborât împreună cu ei la Nazaret și le era supus. Asta înseamnă copil ascultător. 2. Versetul 52. Iisus creștea. Asta înseamnă dezvoltare. Cum? În înțelepciune. Copilul tău poate să crească în înțelepciune, da? Adică intelectual, în statură, adică fizic, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, adică spiritual.
Deci Dumnezeu poate să lucreze în familia noastră, în dreptul copiilor noștri, cu ascultare și cu dezvoltare intelectuală, fizică și spirituală. Doamne, cercetează-ne și adu înapoi pe prinșii noștri de război. Amin. Amin.